Cum ai ajuns tu la folclorul românesc? Prin intermediul bunicii mele, care îmi povestea de copilăria ei. Atunci când era mică, mergea prin sat, pe la diverse festivaluri și cânta lumii. Cum a reușit bunica să te atragă? Păi, sincer, și mie îmi plăcea să cânt. Am văzut că e o pasiune pentru mine și am zis că totuși să încerc să merg cu această idee mai departe.